3 martie. Pomenirea sfinților mucenici Entropie, Cleonic și Vasilisc. Aceștia trei au fost împreună închiși cu Sfântul Teodor Tiron și apoi au luat și ei cununa muceniciei. După ce Sfântul Teodor cu slavă s-a săvârșit, ei au rămas în continuare în închisoare și vreme îndelungată nu au fost condamnați, deoarece împăratul îl schimbase pe guvernatorul cetății Amasia. Când noul guvernator a sosit, mai sălbatic decât cel dintâi, el a poruncit ca cei trei să fie aduși înaintea lui. Toți trei erau foarte tineri. Eutropie și Cleonic erau frați de sânge, iar Vasilisc era rudă cu Sfântul Teodor Tiron. Toți trei se aveau însă ca niște frați de sânge prin iubirea cea frățească. Ca atare, așa au și grăit înaintea guvernatorului. Precum Sfânta Treime nedespărțită este, așa și noi, prin credința noastră în iubire de nedespărțit, petrecem. Zadarnice au fost ademenirile guvernatorului, zadarnice încercările de a-l cumpăra pe Eutropie. Mai întâi, guvernatorul l-a invitat pe Eutropie la o recepție bogată, pe care Eutropie a refuzat-o, dând răspunsul psalmistului, fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor, psalmul 1:1. Apoi guvernatorul i-a oferit o imensă sumă de bani, 150 de litre de argint curat, pe care Eutropie de asemenea a refuzat-o, amintindu-i guvernatorului că din cauza arginților Iuda și-a pierdut sufletul. După nesfârșite tentative de corupere, în timpul interogatoriilor și torturilor, primii doi au fost osândiți la răstignire, iar Vasilisc la uciderea prin decapitare. Frații cei răstigniți au dat slavă lui Dumnezeu că i-au învrednicit de moartea fiului lui. Toți trei au intrat astfel în împărăția Bucuriei, unde comandantul lor Teodor îi aștepta, înaintea ochilor lor fiind proslăvit de Hristos stăpânul și biruitorul. Cei trei tineri au luat cu cinste mucenicia la anul 308 de la întrupare. Pomenirea Sfintei Cuvioase Piamă Egipteanca. Pentru dragostea lui Hristos, Piama nu a voit să se mărite, ci s-a dedicat unei vieți de asceză în casa mamei ei. Ea mânca foarte puțin și numai odată la 2 zile. Cea mai mare parte a timpului și-o petrecea în rugăciune și cugetări dumnezeiești. Sfânta Piama avea darul deosebirii duhurilor. Ea a dormit cu pace, logodindu-și sufletul stăpânului Hristos, cam pe la anul 337 de la întrupare. Pomenirea Sfintei Necunoscute. Din părinți bogați fiind născută, în cetatea Alexandriei, această sfântă a avut un tată bun cu viața sfântă, dar care a adus un trai de permanentă suferință și a avut o moarte rea. Și o mamă rea care a avut o viață plină de bunătăți și de sfătări, dar la sfârșit o moarte foarte liniștită și o înmormântare strălucitoare și slăvită. Uimită fiind și neștiind cărui timp părinți să-i urmeze, această fecioară a avut o vedenie care i-a dat la iveală locurile în care petrec pe cealaltă lume, tatăl, respectiv mama ei. Ea și-a văzut tatăl petrecând în împărăția lui Dumnezeu, iar pe mamă în întunericul chinurilor. Această vedenie a ajutat-o pe fecioară să hotărască pe dată să-și închine toată viața lui Dumnezeu, asemenea tatălui ei, și să se țină strâns de toate dumnezeieștile porunci pe care să le împlinească întocmai. Și să nu țină seamă de multele nenorociri și suferințe pe care știa că le are de întâmpina pentru aceasta. Ea a fost credincioasă voii lui Dumnezeu până la sfârșit, făcându-se vrednică de împărăția cerurilor, unde s-a regăsit cu scumpul ei tată, cel de Dumnezeu iubitor. Cugetare. Prin ascultarea lui, chiar și omenește vorbind, Hristos a ridicat pe sine primat al bisericii, al lumii și al istoriei omenirii, căci nimeni nu poate fi un conducător desăvârșit până ce nu a trecut prin școala ascultării. Adam și-a pierdut autoritatea și stăpânirea asupra lumii zidite și asupra elementelor naturii în chiar clipa când s-a arătat neascultător față de Dumnezeu. Ava Moise a zis, ascultarea naște ascultare. Când cineva ascultă de Dumnezeu, atunci și Dumnezeu ascultă de el. Vădit este așadar că Dumnezeu îl ascultă pe om mult mai mult decât omul însuși îl ascultă pe Dumnezeu.
dacă ne gândim cât de mult păcătuiește omul față de poruncile lui Dumnezeu în fiecare zi. Trebuie așadar să fie limpede pentru oricine că Dumnezeu cel veșnic ne ascultă pe noi, cei atât de stricăcioși, mult mai mult decât îl ascultăm noi pe El. Pe cei care mai avem cât de cât o conștiință, acest lucru trebuie să ne umple de rușine și de spaimă. Când Sfântul Eutropie era torturat, împreună cu cei doi prieteni ai lui, el se ruga lui Dumnezeu astfel: ajută-ne și nouă, precum i-ai ajutat robului tău Teodor Tiron. Deodată pământul s-a cutremurat și Domnul cel Ascultător s-a învățișat, înconjurat de îngeri, împreună cu Sfântul Teodor. Domnul le-a spus celor chinuiți: chinuiți fiind voi, eu de față am fost, văzând fețele voastre și răbdarea voastră. Numele voastre eu le scriu în cartea vieții. Luarea minte. Să luăm aminte la Stăpânul Hristos, la cina cea de taină, la cum a ales El pâinea și vinul, această hrană obișnuită a omului, și prin ea a instituit legătura Lui cu biserica până la sfârșitul veacurilor, pe cea văzută și pe cea nevăzută. La cum cina cea de taină se păstrează și până acum și va fi păstrată până la sfârșitul veacurilor în taina împărtășirii. La cum în fiecare zi și în fiecare ceas, undeva în lume, un preot simțește totdeauna pâinea și vinul și le primește pe ele în însuși trupul și însuși sângele lui Hristos. O minunată și tainică vedere ochilor noștri este aceasta. Predică despre iubirea aproapelui. Dar este mai de folos pentru voi să zăbăuesc în trup. Filipeni 1:24. Înflăcărat de dragostea lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel recunoaște în epistola sa către Filipeni că lui moartea este câștig, deoarece viața lui este a lui Hristos. Dragostea lui Pavel pentru Hristos îl atrage către dorirea morții, pentru ca astfel să se afle cât mai aproape de Hristos, cât mai curând posibil. Dar de cealaltă parte, dragostea lui față de credincioși îl obligă să rămână în trup. Totuși, nu două iubiri sunt acelea care împart inima apostolului în două direcții diferite, ci una și aceeași iubire este care deschide înaintea lui două comori de aur și pietre scumpe. Una este viața cea binecuvântată în împărăția cerurilor, iar cealaltă este bogăția sufletelor credincioșilor de pe pământ. Comoara cea cerească sporește prin adăugarea la ea a comorii celei pământești. O comoară se revarsă în cealaltă. Ca să cârbească la cer, apostolul și-o dorește, atras de iubire și de răsplată. Ca să rămână pe pământ, el vede că este de folos, atras de iubire și de datorie. Când omul muritor, fraților, vede că este mai important să rămână în trup din dragoste pentru frații lui, cum să ne mai mirăm atunci că Dumnezeu cel veșnic a știut aceasta înaintea apostolilor, văzând că este mai important să vină în trup pentru salvarea omenirii decât să rămână în afară de el în împărăția cea duhovnicească. Oare nu ne lămurește pe deplin această mărturisire a lui Pavel către Filipeni toată taina întrupării Fiului lui Dumnezeu? Acolo în ceruri se află adevărata împărăția lui Hristos și adevărata viața lui Hristos, în care nu are nicio amestecare mizeria și păcatul de pe pământ. Dar dragostea Fiului lui Dumnezeu pentru oameni a socotit că este absolut necesar să vină în trup pe pământ cu oamenii. Cu adevărat mulțumitori să-i fim apostolului Pavel, că arătându-ne gândul sufletului lui, ne-a arătat taina venirii lui Hristos și a locuirii lui în trup, printre oameni pe pământ. O, Stăpâne, minunat ești Tu între sfinții Tăi și numai Ție se cuvine slava și mulțumita în veci. Amin.